Probabil unii dintre dumneavoastră vă întrebați de ce avem nevoie de discipline spirituale. Pentru că Domnul Isus când le-a dat ucenicilor marea poruncă sau așa cum îi mai spunem noi Testamentul Domnului Isus, le-a spus și acolo este singur imperativ. Celelalte sunt uh, circumstanțele în care se întâmplă uh, actul pe care îl cere Domnul Isus ucenicilor, și anume: faceți ucenici. Faceți discipoli. În limba română, discipol este din aceeași familie de cuvinte cu disciplină. Nu putem imagina un discipol fără disciplină. Nu putem imagina un discipol fără formare, fără constrângere chiar, fără a ne supune unor cerințe pe care ni le impun alții sau ni le autoimpunem. De ce avem nevoie de discipline spirituale? Pentru că, în paradigma în care înțelegem noi viața creștină, suntem soldați. Efeseni capitolul 6 ne spune luați toată armătura lui Hristos, luați toată armura pentru că avem o bătălie în față. De asemenea sunt niște, suntem niște preoți, așa cum numea un autor al comentariului la cartea 1 Petru suntem preoți peregrini. Suntem unii, cum spune uh, apostolul Petru, preiubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești aici, carnea, care se războiesc cu sufletul. Asta înseamnă că Trupul nostru, carnea noastră trebuie constrânsă, trebuie administrată cumva. De asemenea, avem o altă perspectivă pe care, tot Apostolul Pavel ne-o arată. Suntem nu numai preoți peregrini, suntem nu numai soldați, suntem de asemenea oameni care suntem implicați în formarea altora. Cum am putea să-i formăm pe alții? Lui Timotei îi spune, sfătuiește pe unii, sfătuiește pe alții. Timotei este invitat la implicare în ucenicie, dar îi spune apostolul Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Apostolul Pavel însuși spune mă port aspru cu trupul meu Ei în această idee cred că trebuie să ne constrângem firea pământească Dar suntem liberi în Hristos uh, Și același apostol vorbește despre libertatea noastră în Hristos Dar libertatea în Hristos nu trebuie să fie o pricină pentru a trăi în firea pământească Sau după pulsiunile cărnii De aceea cred că avem nevoie de discipline spirituale